Emmy, mă uit aici la Antigona, iar cu subtitulos în spaniol. Sau poți să spui mai bine cu subtitulos în el spaniol. Idioma spaniol. Bă, și am avut un moment profetic, că eu mai am așa ceva. Nu vreau să discut. Nu-ți imaginezi. Deci, profeția este o aptitudine, un dar, sau cum să o numi, nu că ești mai grozav. Așa, unii oameni pot să facă chestia asta de la Dumnezeu. Probabil că oamenii care nu cred în Dumnezeu, atei nu pot face așa ceva. E un fel de... Știi? Și alt aspect... Ce mai vreau să zic? Da. La un moment dat aici, Creon stătea sub statuia lui Zeus, la Petron. Era Creon Petron deasupra statuia lui Zeus. Gândea la cei din Olimp. Deci eu vreau să spun ceva. Nu Zeus, Jupiter sau nu știu care, Poseidon, Neptun, Atena, acutare, că nu or exista. Nu, or exista. Și chiar s-a spus cineva, s-a spus asta, poate că în Platon sau nu știu unde am citit. Au fost niște oameni foarte înțelepți, au fost și Moise, cum a fost și ăla, și ei au vorbit despre Dumnezeu, despre Theos. Înțelegi? Dumnezeu la care ne rugăm toți. Și apoi, amintirea lui s-a păstrat. Bă, a fost unul, Ioviță, Iovis, Zeus, Iov, l-a chemat. Nu trebuie să fie neapărat din panteonul semitic evreu. Nu, de exemplu, Zeus probabil a spus, domnule, e un Dumnezeu, este un Theos. Atunci a zis lumea, bă, tu ești Zeus. Că tu ne-ai descoperit, el l-a patentat pe Dumnezeu. În gândirea greacă, că în alte locuri, înțelegi? Și așa s-a făcut un întreg panteon și apoi s-a făcut o tradiție cu date mai pus sau mult sau mai puțin adevărate. Poate să fie adevărate. Zeu să fie pe nu știu ce insule, când a fost copil, apoi lupta cu Cronos, cu timpul, nu? Și astfel este cert că este un Dumnezeu. Și în Biblie spune, tu probabil că știi unde spune, prin Isaia sau Ieremia sau Ezechiel, sau unde spune într-un proroc, că eu am spune și în primul rând zice, n-am nevoie de mâncare de la tine, Izraele, că pe tot pământul mi se aduc jertfe curate. Apoi spune, eu am vorbit oamenilor de multe ori, dar singura dată când m-a revelat eu ca Dumnezeu personal, este în Biblie. Și apoi asta zice înainte de Evanghelie. Deci, diferența nu este că grecul păgân, că acum s-au apucat să facă pe păgânii. Ăia nu ok, pentru că păgânii nu vreau să fie păcătoși. Păgânii vreau și ei ca și noi să fie creștini, să fie credincioși. Să duceau, să rugau. Și cam asta vreau să spun. O să citesc profeția. Diferența între ahaismul ăsta sau cum o fi Minerva este, cum să zic, față de evrei, nu este că e diferență de Dumnezei. Dumnezeu este. Zeus, la origine, a mărturisit despre Dumnezeu. Ce-a făcut după aia cu el, asta e cu totul altceva. Deci la rădăcine, dacă stai să gândești. De asta Dumnezeu însuși a scris Revelația Supremă, nu? Evanghelia în greacă. De ce tocmai în greacă? Dar... Deci astea nu sunt la întâmplare, nu? Dumnezeu a făcut pe greci și după aia evreii au scris în grecește. Dar vreau să spun ceva. Tot încerc să spun, să moșesc ideea. Trebuie mai gândesc un pic. Diferența îi... Nu că e fals. Nu e fals. E adevărat. Și Zeus te învață să fii bun, să înveți, să studiezi, să dormi noaptea, să te trezești dimineața, să mergi la lucru. Au scris și scripturile grecești. Teogonia, munții zile de Hesiod, poemele virtuții homerice, nu? Iliada, Odiseea, războiul vulturilor cu broaștele. Dar mai este un aspect. În grecește nu este un Dumnezeu personal. Grecii cumva nu au avut noțiunea asta, știi? Ei au văzut diferite manifestări, până la Socrate. Socrate l-a mărturisit pe Dumnezeu și a murit pentru asta.
dar în Atena. Deci ideea a fost, și uite, un om ca și Sofocul, nu? Care a scris Antigona. Deci ei aveau cunoștința lui Dumnezeu, dar se pierdeau, pentru că nu oricine era Socrate, nu oricine era, nu oricine era Hesiod, nu oricine, și se pierdeau în amănunte, unul era cu Antigona, ca și microbiști. Nu? Nu poți să spui că nu există un fotbal, un fotbal ideal, că dacă unul cu echipa, altul cu altul. Bun. Pe când la evrei era un Dumnezeu personal, eu sunt, și cumva putem spune că la evrei a venit cel pe care l-a mărturisit omul ăla, Theos, și alt omul ăla, Athena, și așa, a venit el însuși. Și a zis, bă, vedeți că ești doar niște oameni. De-aia au zis că nu sunt, cum au zis, nu? Eu sunt adevărat. Și asta a fost diferența. Bun. După ce am scris eu aici. Profeție tiresiasică. Ori iubiți pe ei, cu ei mare, ori vă mor copiii, cu sensul vă vor muri, ori vă mor copiii, așa am scris. Deci, profeție tiresiasică. Mai august 2022 AD, la Hristos. Profeție tiresiasi. Știți cine e Tiresia? Dumnezeu însuși. Profeție tiresiasi. Cel puțin în duh, dacă e să gândim logic. Profeție tiresiasi. Ori iubiți pe ei, ori vă mor copiii voștri în droguri, iubire, ori droguri. O, alimonomas! Deci, este interesantă profeția asta grecească, pentru că este, de fapt, același cuvânt ca orgia a 10-a, pentru cine mai citește prin Biblie.